Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Nu știu dacă ați auzit, băi, multe surprize în țărișoara noastră, dar la asta chiar nu m-aș fi așteptat niciodată. Sindicatul de la Tarom cere în mod oficial românilor, este absolut pe bune. Adică un leu, am văzut. Da. Pe modelul Ateneu. Da, dai un ron, salvezi Tarom. Adică nu e dai un ron, salvezi Taron? Eu aș fi vrut să salvezi Taron, dar n-am avut Taron. Deci este ceva uluitor. Dar poate stai, poți să schimbi, dai un rom, schimbă Taron. Dai un rom, salvezi Taron. Deci, serios, sindicatul Tarom, angajaților de la Tarom, câți ori mai fi acum, ultima dată erau vreo 1200 de angajați ceva, cere românilor să facă donații ca să salveze compania. Să mai avem și noi o compania noastră. E ultima. Dar nu e a noastră, mă, nu vă zic. A noastră, a românilor, mă. Care, mă, a noastră? Tu cu avioane de casă. Primești cu... în afară de pierderi, în afară de faptul că plătești pierderile acestor companii ale noastre. Ce primești? Că asta este, știi? Să zburăm că... cu avioane românești, domnule. Nu există avioane românești. Stăm puțin, cred că nici președintele nu mai zboară cu Tarom. Că și închiriază nave de asta este primul trădător al Taromului. Președintele dă un rom să salveze Taron? Nu. Dă un ban și salvează Lufthansa. A plecat acum? Nu, a închiriat nu știu ce jet de ăsta privat. La fel, e secret. Nu se știe. E secret? Da, nu. Dar nu mai bine închiria un avion de la Taron. Băi, adevăr că eu am avut vara asta, am zburat, am avut 4 zboruri cu Tarom. Da. 4. Uite cine contribuie la de fiecare dată, companiei. Iată, odată, asta n-am luat-o în calcul, n-am vrut să o spun eu. De fiecare dată în Tarom am simțit ca într-un cinematograf vechi. Atac în funcție de modelul aeronavei, poți să te simți ca la Gloria sau ca la Scala. Da. Scaune de alea... Scaune de alea, totul prăfuit, așa, vechi, patină. Da. Știi? Era patină, avion da, vintage. Am venit un scaun de ăsta rupt odată la un spor. Și i-am spus doamnei personalului de... Am anunțat personalul de bord. Uh-huh. Doamne, e scaunul rupt. Îmi pare rău, zice. De asta v-am spus, vă dăm un patent. Nu compasiunea mă interesează, ci alt scaun, adică mutați-vă de nu pot să stau. Pare rău. Nu mai avem decât scaunul copilotului. Timp de decenii, spune sindicalist, spune președintele sindicatului Narcis Pascu, dacă timp de decenii brandul Tarom și-a câștigat prin oamenii săi, angajații profesioniști ai Tarom, așa e, un loc bine meritat în istorie, reprezentând cu mândrie România, am ajuns în situația în care cel mai probabil vom pieri neantul istoriei, ca și multe alte companii de stat românești închise de incompetențele conducerii politice, susține reprezentanții Sindicatului Unit Tarom. De ce nu se ajută cu familiile la Tarom? Adică, în ce sens? Păi, acolo sunt multe familii. Tarom e o mare familie la propriu. În asta știu. Sunt multe familii angajate, directori care și-au angajat rudele. De ce nu se ajută ei între ei, familia? Că dacă sunt familii, nu? Familiile, dacă sunt mici, nu e suficientă putere. Da. Bine, deci întrebare, dați un ron pentru Tarom? Că sindicaliștii așa ne-au spus, să dăm un ron ca să salvăm Tarom. Le sprijiniți chestia asta? Hai, uite, dați-ne și mesaje, că noi, Luca abia așteaptă să mai treacă de trep și de lucruri de genul ăsta. Dați un ron pentru Tarom? Cum e posibil așa? Uite că am jignit cinematograful Gloria, ce că e renovat, e chiar frumos. CFR Marfă, băia, Oltenia, nu știu ce, toate companiile de stat acum, care au zeci de miliarde de lei pierderi și datorii la stat, deci gaura la buget e 45 de miliarde de lei. Datoriile firmelor de stat la buget depășesc banii ăștia cu mult. Toate aceste companii aș vrea să fac apelul ăsta. Dați un leu să salvați toate companiile de stat și toate sinecurile și toate parandărăturile și clientela. Dar nu că asta s-a rezolvat. Ăștia sindicaliștii, ei cer ei un leu de la popor. Dar companiile de stat n-au făcut apel direct la popor. Ei au vorbit cu guvernul. Și guvernul mărește taxele ca să... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.